acum exact o săptămână, de 1 martie, aici am întâlnit o doamnă în vârstă care a ieșit de la lucru și m-a invitat de ziua ei să ne vedem în 8 martie. Cred că doar era o glumă, dar eu sunt un om serios și de aceea am revenit de 8 martie, de ziua ei. Haideți să-i urăm la mulți ani. Dar vă aștept vineri, da, data de 8, tot aici, e ziua mea de naștere. O să bună! Și la mulți ani! Mulțumesc! Sănătate! M-ați invitat și nu v-am uitat. Păi, luați loc și un pahar de apă. De apă, așa, de apă. Ce doriți să... Nu, de apă e foarte bine. Bună seara! Haideți să-mi faceți cunoștință cu familia dumneavoastră. Băia. Salut, îmi pare bine. Și nepoțelul. Haide-mă, cum te cheamă? Spune cum te cheamă. Grațian? Salut, Grațian. Mulțumesc mult. Mai spuneți-mi încă o dată, câți ani faceți? 76. Mulți înainte. Nu, de încă sunteți... mai ușor, fiindcă... E număr par și se împarte egal pe umăr. Da. Că până acum era așa. Da. Nu, ce să zic, am da. Cineva acolo sus. Mm-hmm. Vai, vă mulțumesc din suflet și emoția. Da, eu mă bucur așa de mult, m-am bucurat că m-ați invitat, că am zis că neapărat trebuie să revin și da, vă urez multă, multă sănătate. Aici și lucrați, nu? Da. Și da. Ce calitate ai ei cea mai mare? E glumeață? Da. E umorul e ce... Asta m-a ținut mult, munca și mai fac spirit de humor peste tot unde am lucrat cu colegii. Toate cele bune. La fel, mulțumesc din suflet că da. Ați venit și... Haideți să vă pup. Da, mulțumesc.